timp, în cinstea întâmpinării Domnului Iisus Hristos, am pregătit spre mărturisire o mică scenetă. Nu am putut lăsa fără să marcăm acest mare praznic împărătesc. În timpul împăratului Ptolomeu, care a trăit acum 360 de ani înaintea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, s-a făcut traducerea Sfintei Scripturi din limba evrească în cea elenească. Traducerea a fost făcută de 70 de cărturari mari. Printre acestea era și dreptul Simeon, care avea 77 din acești cărturari trebuiau să traducă, să tălmăcească câte ceva din Sfânta Scriptură. Bătrânului Simeon i-a căzut să traducă pe Sfântul proroc Isaia și a ajuns cu traducerea la capitolul 7:14, unde se spune așa: Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Bătrânul Simeon, măcar că era cărturar mare, când a ajuns la locul din Sfânta Scriptură, s-a îndoit în inima sa și i-a zis: Cum o fecioară să nască? Că fecioara nu poate să nască, numai o femeie căsătorită cu un bărbat. Este o greșeală. Eu șterg și scriu că o tânără nascuns de bărbatul său. Așa se poate. Aceste cuvinte de îndoială erau în mintea lui Simeon, un neadevăr ocultă. După ce a scris, s-a dus să se odihnească. A doua zi a găsit din nou scris mai frumos: Iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu. Cine a scris? Ce s-a întâmplat? Șterg din nou și scriu cum am scris mai înainte. Aștept să văd cine șterge și scrie din nou. Pentru ce te îndoiești, Simeone? Adică Dumnezeu, care a făcut femeia din bărbat, nu poate să scoată bărbat din fecioară? Iată pentru că n-ai crezut cuvântul lui Dumnezeu, care se va împlini la vremea lui. Vei trăi până când vei vedea cu ochii tăi pe Emanuel Hristosul și fecioara. Nu vei muri până când nu-l vei pipăi cu mâinile tale. Și s-a dus arhanghelul Gabriel la dânsul. Bătrânul Simeon atunci avea 77 de ani și îl aștepta fiecare zi pe Emanuel Hristosul în casa Domnului. Până când ai să crești, părinte? Ce taină ascunzi? Până când va voi Domnul? Ținea ascunsă taina, toți îi spuneau Simeon cel fără de moarte. Sărut mâna, părinte, binecuvântați și blagosloviți! Domnul! Ce mai faceți? Cum o duceți? Dați-mi și mie un cuvânt de învățătură. Să te rogi, să postești, să fii milostiv și să crezi că tot ce scrie în Sfânta Scriptură este adevărat. Și să spui și la alții, să respecti votul preotesc, că mult te va răsplăti Dumnezeu. Preoția este mare dar pe pământ. Oare când o să vie Emanuel Hristosul și Fecioara? O să-l cunosc? Ajută-mă, Doamne, și mă iartă și mă binecuvintează. Am 360 de ani, sunt foarte bătrân, gârbovit, neputincios. Vino să te întâmpin. Astăzi merg la biserică cum pot. Am o presimțire că o să-l întâmpin pe Emanuel Hristosul și Fecioara. În biserică era o mulțime de mame cu copiii lor în brațe, care aveau 40 de zile de la naștere. Acolo era și Fecioara Maria cu Emanuel Hristos. Astăzi sunt 40 de zile de la nașterea copilului Iisus. Trebuie să mergem la biserică, ca preotul să-l închine lui Dumnezeu. Să facem după lege, da, să mergem. Oh, ce minune! O rază de lumină m-a atras. Am pornit spre acea rază ce ducea la Domnul Iisus. L-am luat în brațe și am zis: Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău celui binecredincios. Bătrânul Simeon l-a binecuvântat pe Domnul Iisus și mai departe și a spus:
Iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel. Acesta pe care îl țin în brațe este cuvântul lui Dumnezeu. Și mulți vor cădea că nu vor asculta cuvântul, mărturia lui. Popoarele păgâne se vor curăți cu botezul fiului tău, Fecioară. Evreii se vor lepăda de lumina lui, îl vor huli, răstigni și îl vor omorâ, și ucenicii îl vor părăsi. O, Fecioară preacurată, sabie de amândouă părțile ascuțită, va trece prin inima ta când vei vedea pe Hristos, fiul tău, răstignit pe lemnul crucii, străpuns la mâini și picioare și mort. Atunci, mare jale va cuprinde sufletul tău. Cum zici tu, părinte Simeoane, că voi avea atâtea suferințe, căci eu cu bucurie am primit vestea că voi naște. Cu bucurie îl cresc, îl hrănesc. Cum voi avea așa grea supărare? Destul îți este ție că te chem maica acestui fiu. Destul îți este că te vei chema împărăteasa cerului și a pământului și maica lui Dumnezeu. Când se vor împlini aceste cuvinte pe care ți le-am spus eu, îți vei aduce aminte de mine și vei plânge. Doamne, fie voia ta, ajută-mă! Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Dă-mi, Doamne, drumul să mă duc în cealaltă lume. Acesta zicând, bătrânul Simeon a căzut și a murit în biserică. A fost îngropat în grăzidul bisericii din Ierusalim. Vedeți voi, oameni, care vă aflați în biserică, vedeți acest prunc mititel. Acesta a făcut cerul și pământul. Acest prunc mic a făcut soarele și luna, îngerii, copacii, fiarele pădurii, peștii, păsările. Acestuia să ne închinăm, pe acesta să-l preamărim ca pe un Dumnezeu adevărat. Să scoatem învățături spre folosul sufletelor noastre din cinstita prăznuire a zilei. Domnul Iisus este Dumnezeu, care și-a plecat ca apoi să fie binecuvântat de mâna preotului și să fie luat în brațele lui. Acela căreia i s-au închinat împărații, magica unui împărat, aduce și el darul preotului, doi porumbei. Spăimântează-te, suflete al meu, că pentru tine Dumnezeu a sărăcit, ca să te îmbogățești și să te mântuiască. Să o cinstim pe Maica lui Dumnezeu, să facem voia lui Dumnezeu. Să iubim și să respectăm preotii, că mare dar este preoția pe pământ. Să avem biserica de mamă și pe Dumnezeu de tată. Să citim Sfânta Scriptură, că tare de folos este cuvântul lui Dumnezeu. Să ajutăm săracii că știm, cine pe sărac ajută, pe Dumnezeu împrumută și va întoarce apărea judecată de-apoi. Să ne apărăm credința noastră ortodoxă chiar cu prezul vieții. Să fim mărturisitori ai credinței noastre ortodoxe. Să scriem pe tablița inimii aceste sfinte învățături și să spunem: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu și al Fecioarei Maria, învrednicește-ne ca să te primim prin Sfânta Taina Împărtășanii, în brațele sufletului nostru. Iartă-ne păcatele și primește-ne în împărăția ta. Amin.